Unindu-se iarăși cu grupul ucenicilor, Isus le-a zis: Când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? Ce ar fi putut răspunde ei? Viața tuturor credincioșilor arată că la întrebarea aceasta a mântuitorului este numai un singur răspuns: Nu am dus lipsă de nimic. În viețile noastre se împlinește Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi viorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei îmi ungi capul cu un telem și paharul meu este plin de dă peste el. Acum, dacă ucenicii au răspuns că fiind trimiși fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, nu au dus lipsă de nimic, care ar fi fost următoarea logică? Isus ar fi trebuit să le spună să meargă și pe viitor tot așa. Dar în ciuda oricărei așteptări, el le spune contrariul. Cine are o pungă, soia. Cine are o traistă, de asemenea soia. ia. Și cine nu are sabie, să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Ascultători, ucenicii, își fac rost îndată de niște săbii. Petru se încinge cu una. Dar, când peste vreun ceas vrea să dea cu ea, socotind că, din pricina primejdiei care îl păștea, dăduse Iisus porunca pentru procurarea de săbii, învățătorul îi spune, iarăși împotriva oricărei așteptări: Bagă-ți sabia în Oricine scoate sabia, de sabie va pieri. Ce rost au aceste porunci mereu schimbate, ale căror motive nu le poți găsi? Este oare greu de înțeles? Ce rost au la armată poruncile la dreapta, la stânga, culcat, sculat? În ele însele nu au niciun rost. Nu există niciun motiv ca recrutul să se întoarcă în clipa aceea tocmai spre dreapta, pentru că apoi să revină la stânga. Aceste porunci nemotivate se dau pentru a dezvolta în recruți simțământul ascultării, al disciplinei. Recrutul trebuie să se obișnuiască a fără cârtire orice ordin al comandantului său. Numai aceasta este cheză și a victoriei în bătălie, când nu este timp și nici posibilitate să lămurești fiecărui soldat de ce se dă un ordin și nu altul. Așa să ne învățăm și noi să executăm chiar și unele indicații contradictorii în una și aceeași chestiune date în vremi diferite. Călăuzirile se vor fi contrazicând între ele, dar nu contrazic scopul lui Isus, acela de a face din noi oameni în întregime predați oi ascultătoare ale lui Dumnezeu. De asta dată însă, nu ne va fi prea greu să găsim motivul pentru care Isus schimbă călăuzirea sa, la început, când gloatele îl înconjurau pe Isus, el dăduse ucenicilor porunca să umble și să propovăduiască Evanghelia Împărăției, fără a-și lua provizii cu ei, contând pe buna primire și ospitalitatea oamenilor. Acum, conducătorii lui Israel s-au fixat definitiv în atitudinea de vrăjmășie față de Evanghelie. Ei antrenează pe aceeași pantă periculoasă și poporul. Nu se mai poate conta pe inimi deschise, este o simplă precauție din partea ucenicilor să se îngrijească de nevoile lor, înainte de a porni la drum pentru propovăduirea Evangheliei. Așa că cuvântul cine are o pungă, soia și cine are o traistă, de asemenea soia, este foarte lămurit. Dar cum stă chestiunea cu sabia? Cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere sabie. Mergând în lume să propovăduiască Evanghelia, ucenicii vor fi amenințați desigur, de mari primejdii. Ei trebuie să-și pregătească mijloace de apărare împotriva lor sau trebuie să primească cele puse la îndemână de Dumnezeu. John Patton, renumitul misionar printre canibale din Noile Hebride, povestește. Zvonul despre apropiata vizitare a insulei de către un vapor de război și despre faptul că comandantul lui va pedepsi omorul și jaful, ne-au crotit pe noi, misionarii, mai mult chiar decât influența Evangheliei. Fie că ne place să o recunoaștem, fie că nu, Evangelizarea Asiei și a Africii nu ar fi fost cu putință în vremea modernă, fără ocrotirea pe care le-o dădea misionarilor forța armată a statelor creștine din care ei veneau și despre care păgânii știau că va interveni în caz de violență împotriva misionarilor. Toată istoria misiunilor este martoră a acestui adevăr. Adevăratul creștinism, desigur că nu întrebuințează arme. Apostolul Pavel scrie, armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Armele creștinilor sunt slujba smerită, răbdarea, jerfirea de sine, dar nu-i mai puțin adevărat că, prin voia lui Dumnezeu, arătată în decurs de 2000 de ani de istorie a Bisericii, creștinismul este legat de o anumită structură a societății, la zidirea căreia a contribuit nu numai credința creștină, dar și multe alte motive. Nici nu putea fi altfel, căci idealul moral al creștinismului este idealul unei biserici, nu al unui stat. Multe părți ale creștinismului pot fi aplicate numai de indivizi nu și de state și nici de oameni care reprezintă statul. Nu ar fi drept ca polițiștii să se poarte cu infractorii altfel de cum o fac, adică împotriva legilor în vigoare. Din prima trimitere, apostolii învățaseră că, în calitatea lor de apostoli, ei nu trebuie să poarte sabie, dar pe măsură ce predicarea lor va avea succes, creștinismul va pătrunde întreaga viață a societății omenești. Vor fi creștini nu numai apostolii, ci și judecătorii, care nu poartă sabia în zadar. Așa și este în țări înaintate în credința creștină. Cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Acest cuvânt mai are un alt înțeles adânc. Apostolul lui Isus trebuiau să apară înaintea lumii în slăbiciune și sărăcie, ca și stăpânul lor dar dacă ei ar fi fost neputincioși prin starea lor socială, slăbiciunea lor nu ar fi fost o virtute. Ea trebuie să apară ca ceva voit, liber acceptat numai din dragoste pentru Isus. Să aibă sabia la cingătoare, în înțeles duhovnicesc, sau cum se mai zice în românește, să ai ac de cojocul fiecăruia și să-i lași totuși cojocul necusut, să nu-l biruiești, ci să rămâi slab, primind o cara, numai de dragostea lui Isus, Iată idealul creștin. Ca să fim înțeleși mai bine, să luăm două exemple. Copiii lui Israel au ieșit în armați din țara Egiptului. Exod 13,18 Erau în armați 600 de mii de bărbați. Dar nu au făcut o rebeliune contra egiptenilor, ci au ales mai bine să plece. La un moment dat, ei au văzut că egiptenii veneau după ei din Herodot știm că numărul total al oamenilor din casta militară a Egiptului era de 100 de mii. O joacă pentru cei 600 de mii de israeliți în Dar ei s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Nu fiind că nu ar fi avut cu ce să se lupte, ci fiindcă, deși ei erau mai presus din punct de vedere militar, nu voiau să întrebuințeze armele. Era lucru înspăimântător pentru ei să tragă în oameni. Atitudinea aceasta era o anticipare a idealului creștin. Căci idealul creștin nu e o biserică săracă, ci una bogată din darurile credincioșilor, dar în care slujitorii tresc în sărăcie și înfrânare, iar nu în risipă. Idealul nu este o biserică slabă în mijloace de apărare, ci una tare, bizuită pe dragostea și putința de jerfire de sine, a fiilor ei, dar care alege mai degrabă să suporte în slăbiciune toată o cară, nu fiindcă nu s-ar putea apăra, ci din dragostea de a urma pilda mântuitorului ei. Iată și al doilea exemplu. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron, să vorbiți stâncii acesteia în fața lor și ea va da apă. Numeri 28. Altădată, Moise scosese apă din stâncă, lovind-o cu toiagul. De aici ajunge poporul la o credință superstițioasă, că totul ar depinde de toiag. Dacă Moise a doua oară nu ar fi avut toiagul cu el, poporul ar fi crezut că numai din lipsa toiagului a trebuit el să folosească vorbirea ca mijloc de a scoate apă din stâncă. De aceea Dumnezeu are grijă să poruncească, ia toiagul, dar lasă-l neîntrebuințat, și mulțumește-te a vorbi către stâncă. Lucru pe care, din păcate, Moise nu l-a făcut. În acest sens, creștinul trebuie să aibă sabie, dar să nu recurgă la ea. Cine n-are sabie să-și vândă haina și să cumpere o sabie, căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise. El a fost pus în numărul celor fără de lege și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească nu-ți rămâne decât să stai în adorare și să te închine adânc înaintea celui atât de bun. Isus s-a făcut totul pentru noi. Cuvântul s-a făcut trup, fiindcă și noi suntem trup. El a fost făcut păcat, fiindcă și noi suntem cu păcat din cap până în picioare. Nu toți păcătoși sunt și criminali, nu toți sunt numărați printre cei fără de lege. Ori Isus a vrut să dea și acestei categorii de oameni, celei mai de pe urmă, o chezășie că poate fi mântuită. Și atunci, după ce s-a făcut om, după ce s-a făcut păcat, se va face asemănător și celor fără de lege. În grădina Ghețimani va sta înconjurat de tovară și săi, încinși cu săbi, cum stau noaptea numai cei fără de lege. El va lua astfel asupra lui și nelegiuirea acestora. El se face asemănător și lor, pentru ca ei să poată deveni asemenea lui, să poată fi mântuiți, iertați, sfințiți. Ucenicii, neînțelegând toată însemnătatea cuvântului lui Isus, îi răspunseră, Doamne, iată aici două săbi. Ei mereu nu l-au înțeles. Nu l-au înțeles nici de data aceasta. El, cel răbdător, el, care știe să aștepte ca timpul să lămurească lucrurile, curma atunci discuția spunând, destul. Prin veacul al XIV-lea, Papa Bonifaciu al VIII-lea va folosi cuvântul iată aici două săbii pentru a îndreptăți pretenția papală de a avea și puterea spirituală și cea temporară în lume.